Totul pregătit pentru marele meci de aici, din sala Traian. CSM București înfruntă pe SCM Râmnicu-Vâlcea. Etapa noua din Liga Florilor Mall e un meci cu multă încărcătură. De fiecare dată a fost așa, mai ales la Vâlcea. Meciurile de aici au fost foarte tensionate. A fost și acea partidă din 2021, câștigată de Vâlcea, într-o situație complicată pentru CSM București. Așa este, avem în imagine echipa CSM București, echipa campioană antrenată de Adrian Vasile, care astăzi va miza pe Gloser, Davison și Eriksson în poartă, Trine Ostergaard și Nicolic în extremă dreaptă, Kobilinska și Flips în interdreapta, Rotaru în centru, Neagu, Arțăn și Stoica în inter stânga, Apușcăroaie, Gutiere și Din Diligan în extremă stângă, Pintea și sora sa Andreea Ilincă-i pe pivot. Lipsesc, cum v-ați dat seama, de la CSM București astăzi Inkstad, Zadi, Mihai și Omoreghe. De partea cealaltă, Ben Dal va începe astăzi cu Roh, Hosu sau Neagu în poartă. Hagman și Mușat sunt pe extremă dreaptă. Alicia Gogârlă în inter dreapta. Pe centru, Necula, De Jong și Țioche. În inter stânga, Grigore și Elena Adam. În extremă stângă, Volic, Bălan și Cristina Florica. În pivot, Băcăoanu și Liepoia și la Vâlcea foarte multe indisponibilități. La prima vedere, Kelemen, El Gaui, Glipco și Maidgov. Da, El Gaui și Glipco sunt mari pierderi pentru echipa olteană și să vedem cum se va descurca Ben Dal fără aceste jucătoare. Gorina și Melencu sunt arbitrii acestei partide. O partidă care, așa cum vă spuneam, tradițional e foarte tensionată și cu multe goluri. Să sperăm că se va întâmpla la fel. Ca să ne dăm seama, Giovanni, din sezonul trecut, golgheterii, cele mai bune marcatoare ale Vâlcii au fost Glipco, El Gaui, Fujita și Elin Hansen. Niciuna nu mai este astăzi pe teren. Bineînțeles. A început partida în alb-roșu. Roșu complet, să spunem. Este echipa din Vâlcea cu Alicia Gogârlă. Am văzut acolo în inter dreapta. E singura soluție, singura variantă în acea poziție. Și tânăra jucătoare a Vâlcii are în față adversare foarte, foarte puternice. O jucătoare venită chiar de la CSM București, Alicia Gogârlă. Mama sa a făcut carieră la Olchim Râmnicu-Vâlcea. A fost a mare echipă a României, dispărută între timp, fosta finalistă a Ligii Campionilor. Acum Țioche pentru Alicia Gogârlă, pătrunde acolo Țioche, faultată, aruncare de la 9 metri în semnalizare de joc pasiv vâlcencele. Țioche pentru Daniela De Jong. Alicia Gogârlă în blocaj, s-a apărat foarte bine CSM București. Cristina Neagu nu aruncă, pasa este pentru Crina Pintea. Primul gol al partidei după 1 minut și 15 secunde venit din partea pivotului echipei naționale, Crina Pintea. Și a trecut pe la Râmnicu-Vâlcea, la Centrul Național de Excelență. Acum pătrundere excelentă, Rebecca Necula și restabilește egalitatea. Cât de iute a fost Necula, a prins mingea într-o situație relativ complicată, a venit în viteză și a spart defensiva CSM-ului. Ăsta e stilul de joc al lui Ben Dal, imediat atacuri rapide. Vâlcea nu excelează în faza de apărare, dar o face în faza de atac. Este una dintre echipele care marchează cel mai mult. Nu are banii și valoarea echipei masculine Dinamo, dar ar vrea Ben Dal să joace la fel, dacă se poate, foarte repede. Nu-l interesează foarte tare faza defensivă dacă echipa sa marchează. Hosu. Foarte bună intervenția Dacianei Hosu, portarul echipei naționale a României. Daniela De Jong, da, trecere prin semicerc pentru Liepoia. Kobilinska a tras mai devreme, însă Daciana Hosu a fost la post. Acum Din Diligan marchează. S-a insinuat acolo Din Diligan, foarte frumos a scăpat de Alicia Gogârlă și a reușit să readucă echipa campioană în avantaj aici în sala Traian din Râmnicu-Vâlcea. Spuneai tu, un derby de tradiție în ultimii ani, SCM Râmnicu-Vâlcea a fost singura, exceptând anul trecut când Rapidul s-a insinuat între cele două. Dar până acum SCM Râmnicu-Vâlcea a fost singura care a pus probleme campioanei CSM București. Daniela De Jong, extraordinară. Dar vine replica foarte rapid din partea Crinei Pintea. E
foarte, foarte greu, dacă nu chiar imposibil în unele situații de ținut Crina Pintea. O jucătoare foarte puternică și inteligentă în joc. Colaborare acolo excelentă cu Cristina Neagu. Crina Pintea vine după o perioadă în care nu a jucat pentru CSM București, a fost accidentată. Neagu Pintea este coloana vertebrală a echipei naționale. Să sperăm la, ne așteaptă campionatul mondial peste o lună. Pe 1 decembrie, Naționala României va debuta împotriva statului Chile la campionatul mondial. Da, o partidă în care este obligatoriu să câștigăm, suntem mari favoriți. Da, România mai este în grupă cu Danemarca și Serbia. Avem nevoie de rezultate foarte bune în speranța că vom ajunge la turneul preolimpic și la Jocurile Olimpice de la Paris. O apărătoare feroce, Hansen, de fiecare dată cu zâmbetul pe buze, spune: n-am făcut nimic, eu nu știu nimic. Dar se știe foarte bine, e o analiză foarte agresivă și în sensul bun al cuvântului până la urmă. Despre asta e handbalul, iată, un tampon din nou pentru Lie Poia. Necula, Gogârlă, Gogârlă! Este gol până la urmă, scapă mingea Glozer. Da, Glozer acolo, neatentă, dar cu multă șansă pentru Alicia Gogârlă. Mingea a intrat, revedem. A atins și bara acolo mingea și încheietura barei și a intrat în poartă. 3-3. Parcă am văzut spiritul mamei sale, a țipat exact cum o făcea mama sa în urmă cu 2-3 decenii. Are nevoie de o evoluție bună la început pentru a prinde curaj. E o jucătoare tânără care n-a evoluat în ultimul timp la CSM București, tocmai de aceea a preferat să plece, să joace. Acum CSM București, Cristina Neagu se înalță și înscrie pentru prima dată și Cristina în minutul 5. A fost o minge deviată, păcălită Daciana Hosu. Cercat acolo să prindă Daciana Țioche. 7 goluri. Care a atins înainte să intre în poartă. Da, 7 goluri marcate în primele 5 minute. O singură intervenție la poartă, Daciana Hosu, niciuna pentru Laura Glozer. De aceea CSM avansează cu defensiva cât mai sus. Pătrundere frumoasă din extremă și este primul gol pentru Völlig. Da, marchează și norvegianca. Neagu. Nu te poți pregăti pentru așa ceva. Cristina Neagu este cu garda jos, foarte, foarte, foarte bună în aceste situații. Acolo un duel între Pintea și Lie Poia. Un pivot pe măsura româncei. Nemulțumită Crina Pintea. Da, protestează Crina. Spune că a fost trasă de tricou Lie Poia, deși nu are statura Crinei Pintea, poate fi o jucătoare foarte, foarte agresivă și ea. Da, e o jucătoare puternică și slovena, fără doar și poate. Acum Alicia Gogârlă pentru Rebecca Necula, evoluții foarte bune în ultimul timp și pentru tânăra jucătoare venită de la Slatina. Acum Alicia Gogârlă, ce aruncare și de Alicia, vom avea nevoie în luna decembrie. Sperăm că aceste evoluții vor rămâne constante. Neagu este implacabilă. 11 goluri în 6 minute și jumătate. Început exploziv de meci la Râmnicu Vâlcea. 3 goluri Neagu. Da, conduce echipa campioană cu 6-5. Pentru Naționala României e bine. 3 goluri Neagu, 2 Gogârlă, 2 Pintea, 1 din Diligan, 1 Necula. Jucătoare arată, care vor face fără doar și poate parte din lotul României pentru campionatul mondial. Pasă prea lungă acum, iar CSM-ul are șansa de a se duce la plus 2. Kobilinska scapă de Necula și înscrie 7-5 pentru CSM București. Experiența Kobilinskei a spus cuvântul acum. Primul Necula, gol și pentru poloneză. Necula a știut când să ia mâna de pe ea pentru că era și eliminare. Asta e punctul în plus, dacă putem să-l numim după această fază. Puneam un Inter dreapta de care CSM București avea mare, mare nevoie. Evoluții bune pentru jucătoarea venită de la Brest în această vară. Acum Daniela De Jong și cu ajutorul zidului din față recuperează Glozer, contraatac cu Trine Ostergaard și CSM-ul se desprinde 8-5. Da, primul gol pentru Trine Ostergaard.
parcurs de joc, minute foarte bune pentru CSM București. Și primul contraatac, trebuie spus. Exact, primul contraatac finalizat foarte bine. Pasa lui Glozer a fost foarte bună. Pentru pivot acum Hansen cu recuperarea. Publicul cere fault, jocul continuă. Din Diligan oprită de Hosu. Ce intervenție, avea uriașe nevoie Râmnicu Vâlcea de această intervenție. Da, riscă Necula să se desprindă. Iată, la câteva secunde după parada Dacenei Hosu, Necula reușește să reducă din diferență. Da, trebuie să fie atente vulcencele, pentru că dacă CSM București se va desprinde, va fi foarte, foarte greu să mai revină. O echipă a CSM-ului cu un lot extrem, extrem de valoros, chiar dacă le lipsesc trei piese de bază, le aminteam aici pe Ingstad, Zadi și Omoreghi, Adi Vasile are soluții acolo. Acum Emily Arțăn apără însă din nou Daciana Hosu. O care foarte puternică a norvegiencei, am crezut că va fi doborâtă Daciana Hosu de această aruncare. Foarte tare a aruncat Emily Arțăn, rămasă fără gol în acest debut de partidă. E o jucătoare care se remarcă în ambele faze ale jocului și marchează destul de mult. Acum, iată, la Vâlcea în primele 9 minute și jumătate nu a făcut-o. De Jong evoluează pe postul de centru Emily Arțăn, pentru că, așa cum spuneam, acolo este doar rotarul. Acum Gogârlă faultată, aruncare de la 9 metri. Ailinca i-a intrat acolo în apărare în locul surorii sale. Și acum din nou Gogârlă, incredibil, incredibilă puștoaica Vâlcii, al treilea gol. Ce meci face Gogârlă, din nou Daciana Hosu și ea într-o formă foarte bună. Contraatac faza a doua. Patru parade pentru Daciana Hosu. Acum Natalie Hagman. Da, ea este. Natalie Hagman egalează. După ce CSM București a avut un parțial de 3-0, replica venită din partea oltencelor este puternică. 8-8. Ce a însemnat acea ratare 1-1, exact. Giovanni, în loc de 5-9 s-a făcut acum 8-8 și a intrat în poarta CSM-ului Marie Davison. Da, nicio paradă pentru Glozer. Și bineînțeles Adi Vasile are soluția la îndemână. Cristina Neacu îngroapă mingea lângă boară. Când e greu CSM-ului, vine Cristina Neagu în rezolvă, evidență. Da, e o jucătoare care poate schimba soarta meciului fără absolut nicio problemă. E adevărat că are și ea pase mai proaste, dar mult mai rare decât alte jucătoare. Și să nu uităm, este una dintre cele mai în vârstă jucătoare din campionat în acest moment. Da, a ajuns Cristina să fie una dintre cele mai în vârstă jucătoare. Acum Rebecca Necula pătrunde acolo, faultată, a intrat în echipa oltencelor și Țoche, jucătoarea cu numărul 28, și ea vine după o accidentare. Necula, cred că e o viteză în plus pentru Vâlcea atunci când o are pe Necula pe teren. Da, dar Kobilinska și Hansen au mare experiență. I-au închis acolo culoarul. Din nou Necula pentru Söke. Scapă mingea peste poartă. Rămâne 9-8 pentru CSM București. N-a avut precizie de această dată nemțoaica. Vă spuneam, s-a accidentat la echipa națională și a revenit acum. Boltă din Diligan. Excelent. Da, superb a executat această boltă din Diligan. Iar Neagu este o jucătoare care știe să și lase mingea cu echipierelor, să facă spații. În această situație, iată, Neagu o pune în valoare pe din Diligan, din extremă. Lobul a fost de nota 10-8 pentru Vâlcea. Pe lângă cele 4 goluri, Neagu mai are și 2 asisturi acum la din Diligan și ne aducem aminte la pasa dată Crinei Pintea. Golul marcat de pivotul CSM-ului, 10-8 din nou, bucureștencele s-au desprins la 2 goluri diferența. Acum pe extremă Alicia Volic și Anikan Volic și apăr acolo Davison. Ce frumos a pătrund Kobilinska. Este 11-8. Da, nu au respectat. N-au repus, erau trecute de centrul terenului și cred că vine primul timeout.
Da, e nevoie de un timeout pentru că este din nou 3-0 pentru CSM București. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betan. Jocul începe acum. Vedem una dintre paradele Dacianei Hosu de partea cealaltă, Gloser. Are și ea o paradă, îmi cer scuze. Nu se poate spune chiar că o paradă. E o paradă pentru că mingea a venit din zid. Mai degrabă aici e o paradă. Da, mi-a plăcut mult energia pe care o transmite de Bendal. Este stilul acesta foarte, foarte energic. Vrea foarte multă mișcare pe teren și vrea ca echipa sa să urce foarte mult, să încerce să preseze mai departe de semicer, să nu o lase pe Cristina Neagu să se apropie. Pentru că atunci când Cristina Neagu ajunge la 9 metri, deja lucrurile se complică. Din păcate, în meciurile cu CSM București, Bendal nu prea a avut șanse de câștig. Vă spuneam la că învins echipa sa la primul său meci pe banca Vâlcencelor, apoi au urmat 4 înfrângeri. Ultima dintre ele la categoricul 32-24 sezonul trecut. Acum Natalie Hagman puntează. Două goluri din două aruncări. Hagman are o mână sigură. Trebuie să ajungă mingea la ea. 2 minute eliminare pentru din Diligan. E foarte supărată extrema celor de la CSM București. Din Diligan, care ne amintim etapa trecută, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Gloria Bistrița, o altfel o jucătoare care nu este foarte agresivă. Da, așa este. Și fără nu portar, lovește. Da, fără portar CSM București pe acest atac cu Ansen, Kobilinska și Cristina Neagu în linia de 9 metri. Se implică pe această construcție și extrema Florica. A intrat în locul Anicăi Volic. Da. Acum Emilia Arțăn pătrunde din nou Kobilinska și al treilea gol pentru poloneză. Ce linie de 9 metri are CSM-ul? 7 goluri marcate. 4 Neagu, 3 Kobilinska. Forță deosebită la 9 metri, într-adevăr, pentru CSM București, chiar și cu absențele de care vorbea ceva mai devreme Marian. Această echipă are valoare. Necula pentru Söke, din nou în extremă și din nou Eriksson se remarcă. Nu, este rămâne tot 12 în Volic, acolo n-a intrat Volic. Cristina Florica. Da, e Volic în continuare în acea zonă de teren, dar extraordinar a ghicit intenția adversarei și de această dată Eriksson. A doua greșeală, să zicem așa, pe extrema stângă a norvegiencei Anniken Volik. Atacă CSM București. S-a ferat acolo un fault în atac la Crina Pintea. N-au repus însă de la locul infracțiunii Vâlcencele și SRIA. Sunt proteste puternice din partea fanilor, dar cred că arbitrul are dreptate în această dată. A scos Necula, cred că un fault acolo. Diferență mare de gabarit, ea și Crina Pintea. Corect. CSM București a survolat bine cele 2 minute, poate acum reușește Vâlcea, dar nu a făcut-o în efectiv complet CSM-ul. Scapă mingea Alicia Gogârlă după un început splendid de partidă. E normal să apară și Zincope, o jucătoare foarte tânără, lipsită de experiență. Din păcate pentru Vâlcea și pentru antrenorul Bendal, norvegianul n-are soluții pe bancă, așa cum spuneam. Sunt 16 jucătoare, dar dacă ne uităm pe foaia de joc, le vedem pe tinerele Grigore, Mușat, Adam, care altfel nu joacă, Neagu, nu joacă prea mult sau deloc. Hansen
Hansen, au fost pași într-adevăr, a greșit norvegianca, Nekula încearcă să dea drumul repede. Iepoia, ce bine s-a apărat CSM-ul acum. Ostergaard acolo s-a ținut Sky de Anică în volic și a recuperat acest... A făcut fault, nu i-a dat voie norvegiencei să meargă spre poartă, revedem. A ajutat acolo și Emilie Arțen. Rămâne 12-9, e diferența maximă cu care CSM București a condus. Au fost 8-5, 11-8 și acum 12-9. Din nou gogârlă pentru Nekula pentru aceeași gogârlă și fault în atac. A fost un fault în atac la Hennifer Gutierrez, care a intrat pe extremă. Kobilinska. Bendal e nemulțumit, ar fi avut o aruncare de la 7 metri. Pintea, gol! Diferența maximă pentru CSM București, pentru prima dată în această dispută. 4 goluri avans pentru echipa campioană, gogârlă pentru Nekula, la limită, până la urmă reușește Völlig să o învingă pe Eriksson. De la intrarea lui Eriksson în poartă nu scuzese niciodată și a treia încercare. Da, a ieșit acolo la intercepție, dar a trecut pe lângă minge una dintre jucătoarele CSM-ului. Mingea a ajuns Kobilinska. Pe extremă, Kobilinska, da? A ieșit la intercepție, însă puțin cam târziu. Și Vâlcea revine la minus 3. A intrat la CSM București și Rotaru, Neagu, Cristina Neagu! Pe lângă poartă, dar faultată, aruncare de la 9 metri. A fost pași în fault, da. Cristina se uită și zâmbește ironic. Și ar fi dorit o eliminare, pentru că ea a considerat că a fost împinsă în săritură. Revedem aici, da. Da, e de eliminare. Se poate, e spre eliminare. Se poate, da. E spre eliminare. Acum să vedem dacă și în partea cealaltă arbitrii vor fluiera cu aceeași... Exact. Trebuie să aibă aceeași măsură. E singurul lucru pe care ne-l dorim de fiecare dată. Kobilinska, Rotaru, a ieșit la plus 1, Țöke, încercând să fie cât mai aproape de jucătoarele de la CSM București, împingându-le practic în 10-12 metri. Asta e tactica pe care și-a dorit-o Bendal, pe care o explica la timeout. Fault acum al Danielei de Jong. Da, și e o jucătoare extrem de importantă în tabăra vulceană. Și da, a lipsit mult, da, a lipsit mult. Mari probleme de efectiv pentru Vâlcea acum. Cristina Neagu pentru Crina Pintea, însă pasă greșit acolo, contraatac cu Mia Țöke, să vedem. Bară 7 metri, da. A fost foarte aproape de gol, la câțiva centimetri. Țöke. Vedem. Au arătat acolo că Gutierrez a trecut prin semicerc. Hackman. La 7 metri, Hackman cu Eriksson, înscrie Hackman. Și Hackman, cu cele 3 goluri marcate astăzi, trece pe locul 2 în clasamentul golgheterilor în Liga Națională, în urmărirea Catarinei Cârpeț, craioveanca impresionantă, 85 de goluri marcate în primele 9 partide. E motorul Craiovei, mare surpriză acestui debut de sezon. Golgheterul ligii și în sezonul trecut. Așa este, dar atunci Craiova n-a mers chiar atât de bine. Exact. Rotaru pentru Kobilinska, din nou Rotaru, face pași Rotaru, dar arbitriul lasă să continue. Bendal este înnebunit pe margine. Sunt greșeli de o parte și de alta acum, Nekula, Țöke, Nekula din nou și 2 minute eliminare, fără doar Crina. Și poate pentru Crina Pintea. A fost trântită. A scos Liepoia. Acolo ce a vrut Liepoia. Da, părea că se mișcă destul de greu Liepoia. Aplaudă ironic Crina Pintea. Da. Suporterii nemulțumiți. Da. În momentul favorabil al echipei lor, fanii din tribună. Spuneam, e al doilea meci consecutiv sold-out la Vâlcea, cum s-a întâmplat și la meciul cu Rapid. E multă iubire pentru handball la Vâlcea. Ce nebunie a fost acel meci, absolut incredibil. Terminat cu mult peste timpul
alocat unei partide de handbal după multe incidente. Da, Crina Pintea a fost junioare la Vâlcea, dar nu a jucat niciodată pentru echipa mare. A fost la Olchim, bineînțeles, junioare. Ea a debutat ca profesionistă la Zalău. 7 metri, Raluca Băcăoanu marcase acolo, însă se consideră că a călcat în semicerc, a fost căzută și golul ei nu se pune. Să vedem Hagman. Băcăoanu este foarte supărat, aia nu marchează prea des. Acum... Avea și posibilitatea să-și treacă numele pe listă. Da, Băcăoanu a marcat sezonul ăsta, cred că 11 goluri. Nu, 7. Hagman. Din nou la 7 metri, a intrat Glozer. Hagman înscrie din nou, așa cum spuneam, o mână sigură. Un jucătoare care aduce mult echilibru pe teren pentru SCM Râmnicu Vâlcea. O jucătoare care, ne aducem aminte, a trecut și pe la CSM București. Da, nu se fuieră așa ceva. Asta doar dacă vrei tu să ieși în evidență ca și arbitru. Neagu. Sunt zeci de faze de genul ăsta. Ar trebui să le întorci pe toate atunci. Acum să vedem ce CSM București este Ansem fără pivot. Portar. Ansem pivot în aceste momente. Rotarul pătrunde acolo, faultată. În semnalizare de joc pasiv, bucureștencele 12-14. Foarte bine s-a apărat Băcăoanu alături de Daniela De Jong. Neagu. Din nou ținut acolo de De Jong și cred că ar trebui să arunce din prima acum CSM București pentru... Neagu, înconjurată din nou, Cristina Neagu, din nou 9 metri. Da, o singură aruncare. Protestele Cristinei Neagu sunt vehemente, sunt arbitrii care penalizează așa ceva, este însă foarte greu să îi dea eliminare unei jucătoare de talia Cristinei Neagu. Kobilinska aruncă și este corner, o singură, o singură pasă, da, face semn... Unul dintre cei doi arbitri, da. Nicolici acum pentru Kobilinska. Kobilinska pătrunde acolo, dar CSM București este de aproape 2 minute în atac. Au știut să tracă de acest atac pentru că erau în inferioritate numerică. A expirat eliminarea Crinei Pintea, imagini cu tribuna vâlceană. E ca acea fază din ultima secundă, de la 9 metri aproape. Aruncă Neagu, nu poate arunca, este din nou blocată. 2 minute eliminare pentru Necula, care s-a prăvălit peste Neagu. Ce eroare din partea acestei jucătoare cu puțină experiență, dar cu multă, multă dorință. Fanii în 5 la maxim. Revedem. De... Și Băcăoanu a împins acolo, mai degrabă Băcăoanu a împins acolo. Necula era lângă Neagu și a devenit un țap ispășitor. Pentru că a fost această eliminare, a scăpat de joc pasiv CSM-ul și acum o minge la Henivor Gutierrez, care o execută pe Daciana Hosu. 15-12 pentru CSM București. Exact ce spuneam, ce schimburi are Adi Vasile pe bancă. Au intrat Nicolici și Gutierrez în extreme. Au ieșit din Diligan și Ostergaard. Fără portar Vâlcea, Hagman pentru Gogârlă, Söke, Băcăoanu. De Jong. Acum De Jong pătrunde pentru Gogârlă. Gogârlă își face acolo pașii și Băcăoanu dublă. Fantastică dublă parada. Dublă paradă pentru Davison. Marie Davison, ce parade acolo. Și cu poarta goală. No, este o eroare arbitrilor. A fost un fault pe care publicul a văzut, arbitrii nu. Iar Ben Dahl, resemnat cu mâinile în aer, nu mai avea ce să mai facă. Iată, prima paradă. Apoi încă una și aici, din păcate, nu vedem foarte clar ce s-a întâmplat, însă pe live a apărut fault. CSM-ul din nou cu 4 goluri avans. Cert este că a marcat Arțăn cu poarta goală și CSM București se desprinde din nou la 4 goluri diferență. Băcăoanu în disputa sa cu Pintea.
Pintea și Ansă n-au un cap peste Băcăuanu. E foarte greu de trecut acolo. De... Și să știi că nici Raluca Băcăuanu nu e o jucătoare prea mică. Acum Țochie pentru Gogârlă, pasă la Natalie Hagman, însă nu reușește să o învingă pe Marie Davison, omul acestor secvențe de joc. Obilinska pentru Zelica Nicolic și Sârboaica marchează, duce CSM-ul la 5 lungim distanță, 17-12. O perioadă de joc bună din nou pentru CSM București, după situații mai ciudate, să spunem așa, din punct de vedere al arbitrajului. Două, trei situații în care arbitrii au inflamat publicul și, bineînțeles, jucătoarele. Gogârlă, din nou blocată, Hackman, nu mai poate fi oprit acum. Au avut șansa acum Vâlcencele, mingea aruncat acolo la poartă de Gogârlă din... Blocul CSM-ului a ajuns la Natalie Hagman, care a punctat pentru a cincea oară. Era semicerc, nu înțelegea ce se întâmplă. Este time-out cerut de Adi Vasile la 17-13 pentru CSM București. Timeout folosit de Adi Vasile chiar peste limita timpului, încercând să găsească soluțiile potrivite. Știe Adi Vasile că aceasta este o deplasare dificilă și are mare nevoie de liniște la pauză. Echipa sa, cu 5 minute înainte de finalul primei reprize, are 4 goluri avans și atacul. CSM București, trebuie spus că vine după o perioadă grea în campionat. A trebuit să învingă la Brăila, apoi a avut un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu meci din acest sezon, cu Bistrița. S-a desprins în ultimele două minute și acum cu Vâlcea. Deci, practic, din top 5, trei echipe. Isabel Roha a intrat în poartă la Vâlcea. Crina Pintea. Da, Daciana Hosu a avut un început bun de meci, a avut 4 parade, dar apoi n-a mai reușit să ghicească aruncările. Pașin fault, da. Pașin fault la Laura Flip. Da, intrată și ea pe inter dreapta. Da, dictat o schemă pentru Flip. Ceva mai devreme Adi Vasile, iată-o pe Flip pătrunzând, pasă până la urmă la extremă, apără Isabel Roch, dar acolo este Crina Pintea. Și nicio șansă pentru Roch această dată. 18-13 pentru CSM București. 4 goluri și pentru Crina Pintea. De ce această șansă dată a avut aici? Au avut șansă, asta vreau să zic, bucureștencele, pentru că Roch a respins mingea, s-a dus exact în brațele Crinei Pintea. De Jong. Söke. A simulat o pasă Söke, apoi a dat în afara terenului. Pasă greșită, direct în afara terenului. N-a mai avut ce să facă acolo Anică în volic. 18-13, CSM București. Parcă s-au mai calmat și spectatorii, pentru că și-au dat seama că diferența este prea mare. Și cred că marea diferență între cele două echipe se face la bancă. Nu are Bendal soluțiile potrivite. Din nou o fază care înfierbântă publicul, 9 metri în favoarea celor de la CSM București. Minutul 27. Practic Bendal nu are, să știi, decât soluții de schimb la pivot, la poartă. Pași de această dată. Nu, a fost și fault, a fost și pași. Nu mai aveau arbitrii cum să ia altă decizie.
3 minute rămase de joc, 5 goluri pentru CSM București. Acum pătrunde acolo, dar trimite doar în bară De Jong. Au și ghinion vulcencele. Ce frumos a pătruns De Jong și rămâne blocată la 13 goluri echipa gazdă cu 2 minute și jumătate până la finalul primei reprize. CSM București în atac cu Flips, Rotaru și Cristina Neagu. A rămas tot timpul pe teren Cristina Neagu. N-a fost schimbată nici în faza de atac, nici în apărare. Acum din nou Neagu, Rotaru, pătrunde acolo, Protaru și... Două minute eliminare. Direct în Isabel Roch, lovită puternic. E nevoie de intervenția medicilor. Sperăm că este în regulă. Ok, spune Rotaru. 2 minute eliminată Rotaru. Foarte puternică aruncarea. Nu a avut o vizibilitate foarte bună și nu știu dacă a lovit-o în nas sau în frunte, pentru că e foarte important. Da, e fără doar și poate, dar deși Rotaru protestează acolo, e pe fază clară de 2 minute. 2 minute și Daniela De Jong. Să vedem pentru ce. Pentru asta. Dar dacă dai 2 minute la De Jong, nu mai dai 2 minute la Rotaru. Și nici nu cred că au dat. Să vedem. Ei, nu au dat. Nu au dat. Pentru că nu au dat, a fost aruncare de la 7 metri. Prima aruncare de la 7 metri pentru CSM București și primul gol pentru Cristina Neagu de la 7 metri. Da, n-au dat eliminare pentru Rotaru. Așa cum spuneai, jocul era practic oprit. Cel mai mare ghinion are Roch, care a fost lovit în față de minge. Fanii din Râmnicu Vâlcea sunt extrem de supărați. Cum se zice, și bătuți, da, și da, gol exact primit. Acum să vedem atacul vâlcencelor cu Alicia Gugârlă. A reintrat pe pivot acolo slovena, dar foarte, foarte puține mingi au ajuns pe pivot la Vâlcea. Da, Lepoia nu a fost foarte mult folosită. Necula se descurcă bine, hărțuită în permanență. Necula a trebuit să scoată cumva mingea de acolo. Iată eliminarea, greu de spus de aici, dar oricum a fost recunosc că cel mai rău pare pentru Roch, care... Nu, a fost o împingere acolo, să știi, și... Aeriană! În ce moment Söke reușește să marcheze? Echipa din Vâlcea nu o mai făcuse de aproape 5 minute, 4 minute și jumătate. Da, 19-14 acum diferența. Neagu scapă mingea. Prima ratare pentru Cristina Neagu, are 5 goluri din 6 aruncări. Procentaj foarte bun pentru... Da, și puntează prima dată și Lepoia. Rotaru, Flip, Neagu pentru Anson, Emily Anson oprită de Roch. Mai sunt 8 secunde, pasa este însă greșită. Neagu are posibilitatea unui gol acum. Crina Pintea îngroapă mingea lângă bară. Ce înseamnă 20-15, se termină această primă repriză pentru CSM București, iar echipa vâlceană a ratat o șansă foarte bună de a se apropia chiar în ultimele secunde. Crina Pintea, un gol superb în ultima secundă a primei reprize. Luăm o scurtă pauză de aproximativ 10 minute, ne întoarcem cu repriza a doua, care se anunță cel puțin la fel de încinsă. Am revenit în sala Traian din Râmnicu Vâlcea pentru repriza secundă a disputei dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București. 15-20 este rezultatul primei reprize. O nouă parte a jocului în care Ben Dahl nu reușește să ia mai puțin de 20 de goluri. Adică aici e problema. Asta discutam și în pauză cu Marian. Sunt situații în care, ok, iei 20 de goluri pentru că este CSM București. E o echipă foarte puternică, cu rezerve foarte bune și așa mai departe. Însă nu e prima dată când se întâmplă lucrul acesta și din punct de vedere defensiv,
Ben Dal are mult, mult de lucru cu echipa sa. Da, ne aducem aminte, 36 de goluri primite cu Ciznădie, 33 primite cu Rapid, 33 cu Baia Mare și acum 20 de goluri într-o repriză. Cum spuneai și tu, e greu să stai în față cu CSM București, dar Vâlcea trebuie să-și ridice în primul rând nivelul în apărare ca să aibă o șansă. Începem repriza de la 15-20 cu CSM București în atac, din Diligan, Neagu, Arțăn, Crina Pintea, Laura Flips pe interul dreapta și în extremă dreapta a reintrat Ostergaard. Acum Laura Flips pătrunde acolo, Emily Arțăn și peste poartă. Cât de bine făcuse totul până la aruncare. O repriză slabă făcută și prima de către Emily Arțăn, un singur gol și acela cu poarta goală din patru aruncări. Acum Daniela De Jong, ghinionista a primei reprize. Da, De Jong e o piesă importantă a echipei gazdă. Da, o ironie din partea publicului vâlcean pentru CSM București, echipa campioană, echipă care, din păcate, meciurile de acasă din Liga Florilor le joacă cu sala polivalentă, o sală uriașă, goală, aproape goală, hai să nu spunem goală. Necula acum pătrunde pentru Volic, foarte greu a recepționat acolo norvegianca, pătrunde și, sau încearcă mai bine zis, să pătrundă De Jong. O echipă nordică, cea vâlcencelor acum. Necula, bară! Ce aruncare! A fost o aruncare extrem de puternică și surprinzătoare în același timp. Am văzut pe Marie Davidson, care nu era pregătită pentru așa ceva. Să știi că tot jocul CSM-ului s-a schimbat din momentul în care a intrat norvegianca Marie Davidson între buturi. Laura Gloser, care a început titular, n-a avut nicio intervenție. A fost 8-8, vă reamintim acum, Cristina Neagu din nou, excelentă pasă pentru Crina Pintea, 6 goluri marcate acum de pivotul CSM-ului. Gogârlă, Necula, cele de la Vâlcea încearcă să găsească soluții acum, sunt pași făcuți de Necula, iar Pintea face ca scorul să ajungă la 22-15. Niciodată în această partidă n-au fost 7 goluri avans pentru CSM București. Început de repriză foarte, foarte bun pentru echipa lui Adi Vasile, care este pe margine și își aplaudă jucătoarele pentru această fază defensivă. O fază defensivă care a adus multe satisfacții și în prima repriză. Hackman pentru De Jong. Gogârlă! Blocată de Ansen. E greu să arunci peste zidul format din Emily Arțăn și Crina Pintea. Acum Necula trimite și ea pe lângă poartă. Încearcă nu tot mai felul au soluții. Da, nu exact. Mai au soluții vâlcencele, pentru că CSM București a început să se apere extraordinar. Încurajat acolo de Ben Dal, tânăra Alicia Gogârlă, așa cum spuneai și tu, început în primele 10 minute a marcat de 3 ori, însă în următoarele 20 n-a mai punctat niciodată. Acum Arță, Cristina Neagu, iată ce apărare încearcă Vâlcea, un 3-3, pătrunde și scoate 7 metri acolo Laura Flips. Da, și ea o jucătoare energică, o jucătoare... Intră nu foarte înalt, însă cu o viteză de execuție fantastică. E mai mult extrem, Giovanni. Pe stilul extrem. A fost folosită și în Naționala Franței pe post de interdreapta, pentru că nu aveau soluții acolo, dar Laura Flips de bază este extremă dreapta. Acum Cristina Neagu punctează pentru a 7-a oară în minutul 34. A la Alice Ardean, să zicem. Da. Că și am mai jucat din când Inter. Juca doar că pe Inter stânga. Da, mă rog, poziția, da, mă refer. Poziție de ea Inter, fiind, așa este. Ea fiind extremă de meserie. Gogârlă pentru De Jong. De Jong întâmpinată de Laura Flip. Din nou Necula. De Jong! Din când în când De Jong mai are o aruncare de acest gen. Minge, da, catapultată sub vară. Al doilea gol și ce repede a pătruns acolo și mingea a ajuns pe extremă la Din Diligan. Al treilea gol și pentru Din Diligan. 8 goluri avans pentru CSM București.
Da. Sala Traian este de foarte puține ori lăsată fără replică. De această dată fanii olteni în marea lor parte s-au așezat cu minți pe scaune pentru că și-au dat seama că diferența este mult prea mare. Din nou De Jong, de această dată este bară, șansă pentru Vâlcea de un nou gol. Anică în Volic. Da, Volic a marcat a treia reușită a ei din această partidă. Exact cum spuneai, o echipă nordică. Să zicem, merg cu Vâlcea. Da, da. Aș vrea să văd la Vâlcea și apărarea aia nordică de la, da, de la Norvegia, da, de la nu, Suedia. Asta nu. Din știi păcate cum, pentru fanii olteni, da, asta nu pot vedea. Trebuie și niște jucătoare de profilul ăsta, așa cum și-a luat CSM București pe Emily Arțăm, pe Vilde Ingstad, care lipsește acum, pătrunde și încă... Da, da, faul, e, nu, este forțarea. Faultul în atac. La forțarea lui Flip, într-adevăr. Ce forță de pătrundere și această Flips. Foarte bine a stat acolo Liepoia. Da, Liepoia, Natasha Liepoia era. Sunt trucuri de poziționare pentru a obține astfel de forțări. Liepoia le știe. Gogârlă, Necula, De Jong. Din nou Necula, Necula pentru De Jong, mai departe această minge pentru golul lui Natalie Hagman, care a venit al doilea pivot. Unde era Natalie Hagman? Din extremă dreaptă venise pe, aproape pe extremă stângă, în postura de pivot, pe inter stânga mai bine zis. Hagman n-a avut evoluții foarte bune la CSM București. Și, dar are evoluție excelentă la Vâlcea, la Vâlcea, da, și exact. A venit de la Nantes, golgheter în campionatul Franței și golgheterul naționalei Suediei la ultimele turnee finale, foarte bune evoluții. Acum Flips. Ce a frumos a descurcat execuție acolo, acolo boltă peste portarul vâlcean. De Jong, Necula luată tare de Rotaru. Așa se joacă handbalul modern astăzi. Da, e un stil agresiv, însă la limita regulamentului. Völic pentru Necula, Gogârlă, De Jong, Necula, Necula! 9 metri, o nouă situație în care Necula se duce pur și simplu peste adversar. Încearcă, însă e greu, e greu de tot. Dar... așa cum spuneam, diferență mare, mare de tot de gabarit. Cum din nou Necula pentru încearcă acolo o pivotare pentru Gogârlă la un foarte aproape să facă paș acolo. Faultată aruncare de la 9 metri, dar Vâlcea... Gogârlă s-a împins-o pe Rotaru tocmai pentru a obține această aruncare. S-a dus în contact pur și simplu pentru că și-a dat seama că nu mai avea altă soluție. Avertizare de joc pasiv acum Necula pentru pătrunderea. Anică-i Volic pe extremă, dar apără Mari Davidson. Incredibil această Mari Davidson. A făcut un meci foarte bun. Hansen, mingea până în extrem, acum Flip cu o pasă pentru un gol superb. 26-18. Șahmat făcut apărarea vâlceană acolo de Flip și de Ostergaard. Foarte, foarte bine. Trebuie să vină timeout-ul lui Bend al 25-18, îmi cer scuze, am zis 26 ceva mai devreme. Oricum, nu, s-a marcat, s-a modificat scorul, îmi cer scuze din nou. Ai spus vreodată, face pariu? Ești de-al casei! Combină cu Playmaker și mărește-ți câștigurile! I know it's hard, but it's weak, it's only we can do it! Știu că este greu, dar putem să o facem, spune Ben Dahl. E foarte, foarte dificil să găsim aspecte pozitive în jocul defensiv al Vâlcii. Okay. Și noi știm că este greu când joci cu CSM București, dar personal mi-a plăcut, de exemplu, cum s-au luptat jucătoarele de la Gloria Bistrița în etapa exact trecută. Sigur că au pierdut până la urmă. Au pierdut, dar... au făcut-o altfel. Au făcut... Da, într-adevăr, a fost un meci special.
E de văzut dacă vom vedea o revenire, vom asista la o revenire. Greu, de la minus 8 când CSM București... 22 de minute până la final. Da. Adi Vasile a început să schimbe. O văd pe Cristina Neagu odihnită deja în faza trebuie de, să fac asta, de apărare. Trebuie da. Să fac asta, pentru că e o parte complicată a sezonului și urmează și... meciul echipei naționale, exact ce spuneai. Rămâne însă acolo în centru apărării cu soluțiile cele mai bune, cu Pintea și cu Arțăn. Davison zboară și ea din bară în bară, a șaptea intervenție pentru norvegiancă. Da, acum a fost de instinct ce a făcut Davison, a știut că trebuie să se întoarcă după o deviere. Cristina Neagu, Arțăn, ce pas acolo, un nou look pas și marchează încă o dată din Diligan. 9 goluri pentru prima dată în favoarea celor de la CSM București. Daniela De Jong, o minge lungă, bară, e recuperarea lui Țioche. Pare demoralizată echipa lui Bendal. Schimbată Anica în volic, produsă acolo Cristina Florica, acum Gogârlă, puntează și ea. Foarte mult timp marchează Alicia Gogârlă. După 29 de minute. Da, și a stat mult pe teren, nu putem spune că a fost mai mult pe bancă. Rămâne și pe fază defensivă Alicia Gogârlă. E Poia, încearcă să o izoleze acolo cu Alicia Gogârlă pe Pintea. Neagu lasă la Hansen. Crina Pintea se duce pe celălalt intermediar și reușește să înscrie. Crina Pintea a făcut ce a vrut cu apărarea vâlceană. 8 goluri marcate. N-au avut soluții la pivoti. Poia era pe jos și până la urmă a fost nevoită să se ridice. De Jong pentru Alicia Gogârlă, a rămas Țioche. Pe partea cealaltă, cât de bine s-au apărat la pivot bucureștencele. Liepoia a marcat un singur gol până acum. Gogârlă, De Jong, un nou blocaj în fața căpăcită sa. Căpăcită ca la basket a fost exact acolo și pe contraatac punctează încă o dată Crina Pintea. Bendal ar trebui să arunce prosopul. Sunt 10 goluri diferență. Continuă să crească această diferență în favoarea echipei campioane. 29-19 și mai avem mult timp de jucat din acest meci. S-ar putea să vedem un record de goluri marcate de CSM București într-o dispută cu Vâlcea. Acum De Jong. A închis poarta Davidsen, nu mai aruncați, pentru că indiferent ce se întâmplă, Davidsen e acolo, foarte, foarte bine s-a descurcat. Iată, din nou, incredibilă Mari Davidsen. Evoluție foarte bună pentru Mari Davidsen, altfel în acest sezon Laura Glosser a apărut titularul postului acum, Emily Arțăn pătrunde și acolo Ștefania Stoica intrată, punctează și tânăra jucătoare de la CSM, pe Inter stânga, ce pasă însă a oferit acolo Emily Arțăn, colțul scurt. 11 goluri diferență, așa cum spuneai și tu, s-ar putea să asistăm la un scor record, pentru că CSM-ul nu se oprește. Nu are de ce să o facă, mai ales că a băgat și jucătoarele tinere care vor să marcheze și e normal să se întâmple asta. Din nou contra CSM-ului devastatoare, un nou gol marcat de Östergaard, o făcuse o singură dată în prima repriză, o face și acum. Cere timeout din nou Östergaard. Bendal e ultimul. Ce poate să facă Bendal acum? Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betan. Jocul începe acum. And now we just do anything else, you know? We need to follow what we have speaking about in front of the match. We
Bendal nu mai este nervos, nu mai are de ce să fie nervos și le spune jucătoarelor că acum începe meciul, practic. Să facem exact ce am exersat la antrenamente, practic de la 0 la 0. E singura soluție, dar e greu de resetat mental o echipă condusă cu 31-19 pe teren propriu. Știi cum se spune că fiecare antrenor își construiește echipul după chipul și asemănarea sa. Din păcate, asta am observat de când a venit Ben Dal la Râmnicu Vâlcea. E un antrenor excelent pentru faza de apărare, dar nu știe să-și antreneze pentru faza de atac, scuze, dar nu știe să-și antreneze echipele și pentru faza de apărare, așa cum spuneam. A luat Vâlcea de pe locul 3, a terminat în sezonul următor tot pe locul 3. Și acum, sezonul trecut, Vâlcea a terminat pe locul 6, ratând cupele europene. Și a prelungit însă contractul cu SCM Râmnicu Vâlcea pentru următorii 3 ani. Cea mai clară victorie a lui CSM București aici, în sala Traian, a fost în 2016. Vorbim de istoria recentă, pentru că CSM București nu exista practic înainte. 2016, 38-19 a fost atunci un scor era fluviu. Era perioada în care Vâlcea era după perioada Olchim și Vâlcea abia... CSM București era practic lupta pentru salvarea de la retrogradare Vâlcea atunci. Și CSM București era regina Europei. Fără doar și poate. A venit însă perioada în care antrenor la Vâlcea a ajuns Florentin Pera și atunci cu Florentin Pera s-au schimbat lucrurile. Vâlcea a câștigat mai multe meciuri decât CSM București. Un nou gol pentru Ștefania Stoica, a intrat foarte bine Puștoica de la CSM București. Gogârlă încearcă o pasă complicată, nu avea cum. N-avea cum să rețină mingea acolo Cristina Florica. Iată ce face om Flips. Om la om, înscrie și Ailinca. Înscrie cine vrea și cine nu vrea în momentele astea. Ai spus ceva mai devreme, Marian, că Ben Dal ar trebui să arunce prosopul. Da, echipa sa este strivită în acest moment de un CSM București care în prima repriză a avut ceva probleme, dar odată cu intrarea în poarta lui Mari Davidson, lucrurile s-au clarificat pur și simplu, s-a ridicat ceața. Să știi că de pe jocul CSM-ului. Am asistat la multe meciuri la Râmnicu Vâlcea, suporterii vor să vadă echipa luptând până în ultima clipă, chiar dacă vor pierde, să o facă demn. Nu este problema. Problema este că vâlcencele nu mai cred acum nimic. Exact. Nu, au lăsat brațele jos, cum se spune, nu mai luptă, pentru că au în față un adversar care lovește și ele doar se apără. Ștefania Stoica din nou, Flip, Ștefania Stoica pentru Rotaru, Stoica. CSM București cu linia a doua sunt pe teren Stoica, Rotaru, Ailincăi. Da, linia a doua spre linia a treia, dacă sunt toate jucătoarele sunt valide. Să vedem acum dacă Vâlcea are o tresărire de orgoliu măcar. Pasă bună, dar bară din nou. Cred că este a patra bară, repriza a doua doar. Au fost vreo două în prima. 33-21 pentru CSM București la jumătatea reprizei secunde. De partea cealaltă, CSM București, așa cum spuneam, n-a avut probleme în campionat, însă a avut mari probleme în Liga Campionilor, 3 înfrângeri. Urmează dubla cu Debrecen și este foarte, foarte important să obțină maximum de puncte din partidele cu unguroaicele. Da, Debrecen nu e echipă simplă. Vedem dacă va reuși CSM-ul să obțină aceste două victorii. Aici se ia Gogârlă. Tocmai ce le-a bătut la scor pe Brest, o echipă a Brestului care a învins la București. Nou Gogârlă reușește să marcheze. Cum evoluția Alisei Gogârlă ne dă speranțe. 5 reușite, dacă nu mă înșel, în această partidă. Acum o pasă foarte bună, Hackman înscrie. Excelentă pasă venită din partea Dacianei Hosu, revenită poartă. Ce înseamnă mână sigură, Natalie Hackman, 7 aruncări, 7 goluri.
Da, Cristina Neagu are 6 goluri din 7 aruncări, acum are 7 din 7. O jucătoare excepțională, această Natalie Hackman. Este time-out cerut de Adi Vasile. I need you to run, and I want you to stay like this. Okay, here. You stay like this here. Not here. Here, not good. And put your hands up. Come on. După această înfrângere, Vâlcea va coborî pe locul 4, întrecute de Dunărea Brăila, lagul Averaj, la 3 puncte distanță de Universitatea Craiova, de SCM Universitatea Craiova, și la 8 de CSM București, echipa cu punctaj maxim. Vedem câteva dintre cele mai frumoase faze ale acestei reprize secunde. 34-23 pentru CSM București. CSM București se duce spre 40 de goluri marcate în acest meci. Teoretic ar trebui să le depășească dacă menține ritmul, însă intrarea acestor jucătoare ca Rotaru sau Stoica s-ar putea să mișoreze puțin ritmul. Are intrat Kobilinska, iată-o pe Kobilinska, aruncă la poartă și marchează încă o dată și poloneza, 4 goluri și pentru Kobilinska. Și Ana Maria Grigore la Vâlcea. Nicula Grigore, Gogârlă, o linie de 9 metri foarte tânără. Da, nu mai au ce să piardă, dă șanse și jucătoarelor, pentru că Vâlcea are o etapă extrem, extrem de importantă la Brăila. Va fi un meci extrem, extrem de important, un meci de 6 puncte, cum se spune. Da, Vâlcea, obiectivul în acest sezon, top 3. Vedem dacă va prinde top 3. Foarte greu de realizat, pentru că și Rapidul pe acolo, exact, da. Rapid pe acolo, Craiova care joacă foarte bine. Nu știm dacă va putea să țină ritmul, însă e în acest moment echipa de pe poziția a doua. Da, Bogdan Burcea are o echipă foarte bună în acest sezon. Și în sezoanele trecute, să știi, Craiova avea niște jucătoare cu potențial, doar că au avut ghinion, foarte, foarte multe s-au accidentat, ceea ce s-a întâmplat acum la Vâlcea. CSM București, Rotaru, acum Stoica pătrunde acolo și punctează cu toată opoziția Ralucăi Băcăoanu. Da, intrare bună a Ștefaniei Stoica, are 3 reușite. Are braț. Am spus-o de multe ori, ar trebui să meargă la o echipă să joace, pentru că e foarte greu să fii pe post cu Neagu și cu Arțăn și să te aștepți că poți să joci. Cât de multă valoare ai avut, că ai avea, cât de bun ai fi, e foarte greu să iei fața Cristinei Neagu și lui Emilie Arțăn. Băcăoanu, Gogârlă, Necula, din nou Gogârlă, pasă bună, Băcăoanu! Este însă oprită. Da, e o partidă în care foarte puține lucruri ies formației din Râmnicu Vâlcea. Un public obișnuit cu trofeu, obișnuit cu victorii, să nu uităm. Râmnicu Vâlcea este un oraș unde au ajuns 20 de titluri de campioană a României la handbal feminin. Da, are în vitrină Vâlcea și trei cupe europene, dacă punem la socoteală doar cupele tradiționale, pentru că are și Supercupa Europei. Acum 2 minute eliminare, a fost un meci foarte curat. Da, puține eliminări. Foarte puține eliminări. În afara acelei faze în care mingea a lovit-o în față pe Roh,
și, mă rog, a fost un pic de confuzie cu eliminarea, cine da, pe cine da. A eliminat. A fost o fază corectă pentru că Rotaru acolo a fost împinsă de Daniela de Jong. Necula dezbrăcată. Ăsta e stilul Rebecca-i Necula, se bagă acolo stilul kamikaze în adversar, o jucătoare care n-are frică. Poloneza Kobilinska eliminată pentru 2 minute și noi intrăm în ultimele 10 minute de joc. Sunt 13 goluri diferență pentru CSM, o pasă greșită. Da, la intercepție Necula, de această dată neinspirată. Hansen, foarte bine s-a apărat Vulcea pe acest contraatac. E destul de rar oprită CSM București din asemenea contraatacuri, pentru că sunt jucătoare de viteză și de experiență, dar Vâlcea a făcut ceea ce se numește tranziție negativă, foarte bună. Rotaru acum, Stoica, Ailinca-i, nu, este Arțăn pe pivot. Arțăn a mai stat pe pivot și în prima repriză. O postură inedită pentru norvegiancă. Rotaru... Se luptă acolo Vâlcencele cu ele, 2 minute eliminare de această dată pentru Băcăuanu. Raluca Băcăuanu, da. Da, știa Băcăuanu ce a făcut, nu avea rost să protesteze. Să pe bancă următoarele 2 minute. O singură jucătoare n-a intrat la CSM București. Este vorba de tânăra Ramona Pușcăroaie, probabil că o vom vedea și pe ea câteva minute acolo pe final. În extrema stângă, din nou Zelica Nicolis, ce mână sigură, o jucătoare care a trecut și pe la Vâlcea, a venit însă de la Gloria Bistrița. Diferența crește, au făcut 14 goluri. Vorbeam ceva mai devreme de această luptă la top 3 și Bistrița e o echipă foarte interesantă din acest punct de vedere, mai ales că pe bancă este Florentin Pera, selecționerul României, fostul antrenor al celor de la SCM, reunit cu Vâlcea. A intrat între Eriksson. Butur și Evelina Eriksson și își face și ea simțită pomenită imediat. Din greșeală în prima repriză, intră și ea acum să arate că poate să apere. Și are și ea două parade. Rotaru. Să vedem ce portar vor rămâne la CSM București din sezonul viitor. Acum a avut șansa acolo, putea culoar liber. Oh, ce gol frumos! Alicia Gogârlă. E un gol de moral. Da, un gol frumos de la mare distanță pe jos, nu neapărat pe sus, nu a fost o boltă, dar a văzut culoarul și a marcat Alicia Gogârlă. Important era să aibă precizie aici, să nimerească spațiul porții și a făcut-o. 6 goluri pentru Alicia Gogârlă. Cea mai importantă marcatoare. Cea mai importantă e Hackman. E Hackman, dar ia mai mult din 7 metri. A intrat și Teodora Neagu în poarta Vâlcencelor. Pe extremă dreaptă este Georgiana Mușat. Da, știe Bendal că nu mai are cum să întoarcă soarta meciului și de aceea dă șansă jucătoarele mai tinere. Din nou un blocaj în fața Alicei Gogârlă și vine un gol și din partea CSM-ului, din poartă în poartă. Marcat Ailinca-i. Nu, cred că... Da, flip. Flip. Da. Ea este cea care înscrie, într-adevăr. 39. Și mai avem 7 minute, cu siguranță CSM-ul, sau mă rog, foarte probabil CSM-ul va depăși granița celor 40 de goluri înscrise. A marcat 41 de goluri cu Corona Brașov, are șansa să își depășească recordul în acest sezon. Necula pasă printre picioare, foarte spectaculos ce a reușit acolo Necula Liepoia. A fost faultată, revedem aici faza, foarte spectaculos ce a făcut Necula. O scala basket, această poasă. Jucătoare foarte interesantă, o jucătoare foarte iute și, iată, are o imaginație bogată, ceea ce, cu siguranță, ajută. Ana Maria Grigorie, primisă la aruncarea de la 7 metri și o învinge pe Evelina Eriksson. Grigore, în această vară, a câștigat cu Naționala României medalia de bronz, Naționala de tineret.
la Pitești, ne aducem aminte acel campionat european transmis în direct de Pro Arena și toți suntem pe finalul de joc. Vă reamintim, mâine de la ora 17:30 vom avea un tal meci extrem de interesant din Liga Florilor, de această dată la Brăila, Dunărea cu Gloria Bistrița. Jennifer Gutierrez a marcat golul cu numărul 40. Da, și mai avem 6 minute. A făcut pași acolo, dar jocul a continuat din nou. Alicia Gogârlă, care face un meci bun per total. Însă este, ar trebui în perioada următoare să devină un meci normal pentru ea, un meci de 7-8 goluri, pentru că Alicia Gogârlă e o piesă importantă în tot ceea ce înseamnă acum SCM Râmnicu-Vâlcea. Va trebui însă să-și ridice nivelul în apărare, pentru că face mereu schimb atac-apărare. A încercat acolo pasă a Teodorei Neagu, însă nu a atins, n-a ajuns la una dintre coechipiere. De această dată CSM s-a apărat foarte bine pe un contraatac care s-a anunțat periculos. Stoica pentru Rotaru. Stoica, Rotaru, Kobilinska ajuns în echipa a doua, poloneza, acum din nou Rotaru, schimb de pase la 9 metri, Kobilinska pentru Ștefania Stoica, se apără bine de această dată vâlcencele. Mașin fault. Două goluri marcate și de Ștefania Stoica, a intrat însă doar în ultimele 16-17 minute. E nervoasă Liepoia. Susține că Aileen, că i-a tras-o de tricou. Vendal își susține pivotul. Rotaru a aruncat pe lângă poartă, posibilitate pentru Vâlcea să plece pe un contraatac. Faza a doua, Grigore se înalță și doar în bară. Mingea ajunge la Hagman. Nu, e tânăra Mușat. Primul da. Său gol în Liga Națională. Și ce zâmbet frumos are Mușat. Sperăm să-l mai vedem. Un gol marcat într-o partidă complicată pentru echipa sa. O partidă pe care Vâlcea o va pierde. Însă cât de important este să reușești un gol de acest gen. Mingea a venit cu noroc în extrema dreaptă și a reușit să o învingă pe Eriksson. Da, Minge nu... care a trecut foarte aproape de fața lui Eriksson, care se uită urât către adversara ei, mult mai tânără. N-a fost vorba de nicio intenție. Mă uitam dacă Mușat a mai înscris, n-a mai făcut-o niciodată, deși a mai fost pe foaia de joc la precedentele partide. Acum 2 minute eliminare pentru Andreea Ilincăi. Da, care e foarte, foarte supărată și a făcut cruce ironică. Adi Vasile e și el iritat, să spunem. Pentru un astfel de gest a văzut 2 plus 2, va sta 4 minute, s-a considerat... Și până la sfârșitul meciului CSM București va avea o jucătoare mai puțin, pentru că da. Mai sunt mai puțin de 4 minute. 40-28 însă pentru echipa campioană. Iată de ce a fost eliminată... A lovit-o clar acolo pe Liepoia. Da. Și de aceasta... gol al lui Mușat. Nu, cred că era tare. De această dată era tare, da, așa este, corect. Oricum, am văzut astăzi la lucru niște jucătoare foarte tinere pe care sperăm să le mai vedem și să ne bucurăm de reușitele lor. Ștefania Stoica mi-a plăcut foarte mult de la intrare, mi s-a părut pe fază ofensivă o soluție. Adevărat că în concurență cu Neagu este aproape imposibil să joci în meciurile importante. Ne așteptam însă la un altfel de derby, la o replică mult mai tăioasă a vâlcencelor. N-a fost vorba de așa ceva. CSM București a mărșăluit de una singură, de la un cap la altul, în acest meci. Câștigă la o diferență considerabilă, 40 de goluri marcate. Intervine tânăra Teodora Neagu și nu o lasă pe Kobilinska să mai puncteze o dată, dar așa cum spuneam, 40 de goluri sunt enorm în handbalul de astăzi, fie el și handbalul modern.
Îi dorim Teodor Eneagu să ajungă la echipa națională și să se sperie puțin adversarii că Neagu a trecut în poartă. Se continue numele pe care îl poartă da. În handbalul românesc. Acum Grigorie, însă Evelina Eriksson se opune bună, da. În superioritate numerică. Vâlcea n-a reușit să puncteze. Portărițele venite din nord la CSM București, ambele cu evoluții bune în această dispută din sala Traian. Frumoasă pătrunderea, foarte frumoasă pătrunderea lui Grigore, însă nu a reușit să finalizeze cu gol. Stoica acum pentru Kobilinska. 1 minut și 40 de secunde rămase de joc. Pătrunde acum Rotaru și înscrie și ea golul cu numărul 41. O gârlă, pasează în extremă. Pe margine Arsen, foarte activă. Încerca să le încurajeze pe coechipiere. Adi Vasile protestează. Avem o schimbare greșită sau? De ce a intervenit acolo observatorul? Că explică ceva unul dintre cei doi arbitri. Și 20 Valentin de secunde Călina din Pitești este observatorul acestei partide. Da, Bendal trebuie să uite repede meciul ăsta sau să învețe de fapt ceva din el. Cred că ceva probleme cu tabela, pentru că da. 2 minute eliminare pentru Adi Vasile. Adi Vasile, da. Norma Ilincăi este cea... Da, erau cu... Nu, erau Ailinca, cu șase... a revenit, nu, Ailinca a revenit pe teren, deși a avut 2+2. Da, nu mai avea voie să joace. Nu mai avea voie să joace. Corect, corect. De ce se afla pe teren, doar ea știe și Adi Vasile, bineînțeles. Probabil că n-au înțeles decizia arbitrilor de 2 minute + 2. Deși pe tabelă, să știi că apăreau ambele eliminări. Da, așa este, da. Dar probabil că n-au înțeles. 2+2, întreabă Adi Vasile încă o dată, arbitrul neîncrezător în ceea ce a spus acesta. Da. Da, e o schimbare greșită la CSM București și Vâlcea continuă să se afle în superioritate. Pătrunde acolo și punctează, să vedem și o altă noutate în echipa vâlceană. Este vorba de Alexandra Bălan. Da, e posibilitatea pe care o oferă Bendal acestor tinere jucătoare. A marcat Bălan, a marcat și Grigore ceva mai devreme. Și a debutant, sau debut cu gol, pentru că de jucat a mai jucat, nu marcase niciodată pentru Vâlcea în acest sezon. Da, cu 2 jucătoare mai puțin, CSM București a scos portarul încercând cumva să țină cât mai mult de minge. Hansen, din nou norvegianca. Acum Kobilinska. Scăpată de Kobilinska. Reușește însă poloneza să găsească o soluție. 30 de secunde rămase de joc. Ștefania Stoica pătrunde și mai înscrie o dată. Ce frumos, Ștefania Stoica. Record de goluri marcate de CSM București în acest sezon. Din nou mușat, însă nu o mai păcălește pe Evelina Eriksson. Și se termină meciul în 10 secunde. Da, CSM-ul va ține de minge până la final. Nu cred că va mai arunca la poartă Ștefania Stoica pentru Emilian Sânda. 42-29. O corecție a CSM-ului în sala Traian din Râmnicu. Vâlcea, Bendal și Adi Vasile. Adi Vasile și Bendal, ne aducem aminte, au fost antrenorul principal și secundul echipei naționale a României. Dar, așa cum spuneai și tu, o corecție severă a plecat astăzi de CSM București echipei din Vâlcea. N-a fost un derby așa cum ne așteptam. CSM București obține a noua victorie consecutivă în Liga Florilor. Rămâne neînvinsă și principala favorită la câștigarea titlului. Vâlcea cade, așa cum spuneam, pe poziția a patra. Nu uitați, mâine avem din nou meci de la Brăila, Dunărea Brăila, Gloria Bistrița. Noi am fost astăzi la acest derby
da, pentru dumneavoastră. Da, Ion Alexandru și Marian Lusescu. Ne revedem cu handbalul de calitate aici pe Pro Arena în curând. La revedere!